Și pe mine să spun o poezie. Iar aoleu, ce mai de telespectatori, ce mai de spectatori și telespectatori. Vă spuneam, nici nu știu dacă v-am spus, dar dacă nu v-am spus, o spun acum, această emisiune spectacol, aoleu, mi-a, să știți că e apă. E apă și să bea din urcior. Din urcior. Acest spectacol, emisiune, este în indirect, adică nu este în direct, dar este ca și cum ar fi în direct. Suntem așa la o graniță dintre zi și noapte. Apune soarele, a apus deja. Lumina se duce să se culce. Și... Maestre, ești romantic, eu știu, și am așa un off din acest punct de vedere. Muzica e romantică, nu? Din câte îmi dau eu seama? Muzica asta? Sau n-am ureche? Depinde de
de percepție, depinde de unde privești. De percepție. Ziceam că să spun și o poezie, așa mai neromantică. Legume triste cu amor. Merge așa un amor cu legume, nu? Vă promit, stimați telespectatori, că în curând vom realiza un spectacol între gogonele, între castraveți, nu neapărat murați, între vinete, între ardei, nu cred că fac reclamă, nu? Între toate legumele de pe pământ și visez la un spectacol realizat împreună cu Empaticii lui Ion într-o piață de legume. Dar până atunci să vă citesc Legume triste cu amor din cartea mea de poezii interzise. Iată, suntem din nou sub semnul interzisului. Astea au fost interzise în diferite epoci. Nu cred că în epocile viitoare vom mai putea fi interziși în vreun fel. Ea mă iubea ca o croitoreasă. Eu o iubeam ca un sergent major. Afară, barba lumii era rasă și viața șchiopăta de un picior. Ea mă iubea ca o fasole boabe. Eu o iubeam ca un bunic frizer și toate apele în patru labe cu pește amanți trăiau în adulter. Ea mă iubea ca Muci în Batistă. Eu o iubeam ca un contabil trist, iar în norânduirea sclavagistă făceau copiii coadă la dentist. Eram cu minți și eram tefer încă și nu înnebunisem chiar de tot. Eu o iubeam ca un lichen o stâncă, ea mă iubea ca pe un dejun sub bot. Albastru ne iubim ca o silabă, vocală și consoană într-un nor, iar omenirea toată pe tarabă vinde legume triste cu amor.